cadrul proiectului au fost create și dezvoltate 6 centre de susținere și consultanță în afaceri în regiunile Moldovei, în Orhei, Tiraspol, Comrat, Doua în Chișinău și la Bălți. În total, centrele respective au oferit asistență și ghidare unui număr de peste 1000 de antreprenori. În platou este aici cu mine Irina Tizu, coordonatoarea de proiect în cadrul Fundației You for Innovation, care coordonează proiectul anume You for Entrepreneurship. Irina, te salut! Salutare, Ana! Bine te-am găsit! Mersi că ai acceptat această invitație să avem o discuție așa deschisă despre ce faceți în cadrul hub-ului, cum a decurs proiectul, pentru că este deja la ultima sută de metri și dacă poți să ne spui care au fost indicatorii cei mai principali în cadrul proiectului. Cu mult drag, într-adevăr, în vara anului 2021, atunci când încă era pandemie, la Chișinău, la Digital Park, s-a lansat Centrul de Suport în Afaceri pentru Tineri Antreprenori, hub-ul antreprenorial You for Entrepreneurship. Atunci noi ne-am pus scopuri mari și ambițioase și suntem recunoscători că am fost susținuți în acest sens de către Uniunea Europeană și Suedia prin intermediul Fundației Este Europene și alături de partenerii noștri Digital Park și Starnet. De ce am amintit de pandemie, ținând cont că de curând ne-am întrunit cu mai multe hub-uri la prezentarea unor mini-rapoarte de activitate pe anul curent și chiar aveam câteva fotografii, imagini de la lansarea hub-ului atunci când am adunat mai mulți tineri interesați de dezvoltarea antreprenorială ca să informăm despre această oportunitate care se ivește. De-a lungul timpului, hub-ul a avut mai multe activități, toate adresate grupului nostru țintă, precum ai menționat, tinerilor antreprenori din 13 raioane ale regiunii Centru. Am dat noi startul pentru început cu un sondaj cu privire la necesitățile tinerilor, care a inclus mai multe instrumente de sondare a opiniei tinerilor din raioane, focus grupuri, în care am aflat care sunt necesitățile curente și cum putem interveni prin intermediul activităților hub-ului, dar și activităților partenerilor, ca să putem susține tinerii în realizarea visurilor lor antreprenoriale, ca să spunem așa. După care am mers cu un set de activități pe o perioadă mai lungă de timp, în care iarăși am invitat tinerii care își doresc să deschidă o afacere sau poate au una sau administrează una alături de părinții lor, ca să se instruiască și să devină mai buni în ceea ce fac. Și o să fac aici un scurt rezumat. Am avut pentru început un curs de e-business adresat tinerilor antreprenori, care l-am dezvoltat în format hibrid. Prin intermediul acestuia am putut să ajungem până la peste 200 de tineri care au fost instruiți alături de traineri și profesioniști în domeniul antreprenorial despre mai multe subiecte, precum ar fi scrierea unui plan de afacere, scrierea unui plan de dezvoltare a afacerii, contabilitate, marketing, resurse umane, motivarea echipelor, crearea echipelor, dar și accesul către finanțare și oportunitățile care sunt disponibile pentru ei în Republica Moldova. Irina, dacă pot să te întreb, cum au fost selectați acești 200 de tineri? Acești 200 de tineri au fost selectați printr-un apel deschis. Uh-huh. Noi am avut o strategie de promovare compusă din trei elemente. În primul rând am identificat tinerii prin intermediul mediului online, rețelelor de socializare și spațiilor unde îi găsim pe ei. Aș putea să menționez aici chiar și Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn și altele. Cel de-al doilea canal prin care i-am identificat au fost portalurile online adresate tinerilor de știri, dar și portalurile online și instituțiile de presă din localități. Vorbim aici de televiziunile regionale, radiourile regionale și portalurile regionale. Iar cel de-al treilea instrument a fost că am făcut parteneriate cu mai multe organizații de suport în afacerea tinerilor, inclusiv care se află în teritoriu
laboratoriu, dar și alte instituții care oferă servicii pentru tineri, precum ar fi centrele de tineret, consiliile de tineret și alte asociații obștești la nivel local, care ne-au ajutat în diseminarea informației și atragerea acestor tineri. A fost un formular de tip deschis pe care tinerii l-au completat, iar în urma acestei selecții ei au ajuns participanți în cadrul cursului de e-business. Cursul a durat 8 săptămâni, ziceam că în format hibrid, și am avut în cadrul lui doi traineri care și-au împărtășit cunoștințele și au fost aproape de tineri la fiecare etapă ca să-i ajute și să-i mentoreze în dezvoltarea potențialului lor. Aici încă un moment aș vrea să te întreb. Tinerii respectivi erau din ce categorie? Erau absolvenți, studenți sau poate din categoria NEET, despre care se vorbește tot mai mult, cei care nu sunt implicați nici în educație și nici nu sunt angajați? Da, am avut trei categorii de tineri. Am avut tineri deja care au lansat o afacere și aveau cel puțin o pornire și o închipuire despre ce înseamnă administrarea unui business. După care am avut tineri încadrați în licee, școli, unii chiar colegii și universități, care doar cochetau cu ideea de antreprenoriat, însă erau interesați în lansarea unui startup. Și desigur, cea de-a treia categorie, tinerii NEET, de asemenea au fost printre beneficiarii noștri. Super! Spune-te, rog, ce alte servicii mai oferă hub-ul vostru, da? Pe lângă instruire, mentorat, instruire online, ai menționat cursul de e-business. Știu că ați făcut și o hartă interesantă, dacă ai putea să ne spui un pic și despre asta. Da, neapărat. Chiar în același timp ce desfășuram cursul de e-business, am lansat harta oportunităților financiare, care este o platformă online disponibilă pe site-ul www.y4i.md. Acolo găsim trei categorii de oportunități. În primul rând avem adunate toate granturile oferite de către organizațiile non-guvernamentale din Republica Moldova și de peste hotare, dar și unele opțiuni ale agenților privați. Totodată avem toate oportunitățile ce țin de instruire, mentorat, evenimente importante care se organizează atât în Chișinău cât și în localități, la capitolul dezvoltarea antreprenorială. Și de asemenea avem un segment dedicat parteneriatelor și susținătorilor, adică acele instituții la care tinerii pot apela în cazul în care li se ivește o idee de afacere. Ca urmare a hărții oportunităților financiare, noi am implementat alte două activități. Aceasta a fost programul de mentorat inovativ, deci acei 200 de tineri care au fost mai consecvenți în acțiuni, mai implicați, mai perseverenți, au reușit să primească un card de acces în programul de mentorat inovativ, care iarăși a fost desfășurat în format hibrid, timp de 5 săptămâni, alături de alți mentori din industrie. Și interesant pentru noi a fost procesul de diversificare sau selecție cumva diferitor tipuri de afaceri, pentru că în următoarea etapă cei interesați de dezvoltarea afacerilor în domeniul digital sau din contra digitalizarea afacerii au avut ocazia să beneficieze de un program de antreprenoriat tehnologic dezvoltat deja cu prezență fizică la Chișinău, care a avut loc timp de 2 săptămâni la Digital Park, în cadrul căruia am avut iarăși 2 mentori de bază și în fiecare zi invitați câte 2 fondatori de startup care au reușit să-și împărtășească succesele, temerile, eșecurile prin care au trecut cu tinerii, iar ca rezultat al acestui program am avut create 22 de produse IT într-un termen chiar atât de scurt de 2 săptămâni. Sună fantastic, dacă sincer, și îmi place foarte mult că anume hub-ul vostru și-a concentrat atenția pe inovații, pe digitalizare un pic, implicarea tinerilor în activități, să zicem așa, interactive, anume cu experții, cu fondatorii altor startup-uri. Dacă ai putea să ne spui, poate v-ați întâlnit cu careva bariere sau impedimente pe parcursul implementării proiectelor,
Tinerii erau doritori întotdeauna sau uneori și lipsea motivația, de exemplu? Pe parcursul implementării proiectului pot să zic că am avut două tipuri de bariere, cele poate interne sau legate de managementul proiectului și implicarea tinerilor și barierele externe, precum ar fi acea pandemie care cumva ne-a influențat să ne reorientăm activitățile sau în format online sau în format hibrid, dar și războiul din Ucraina, pentru că în acea perioadă noi chiar am avut programate multe activități, însă cumva focusul și atenția tuturor atunci a fost spre altceva, spre siguranță, spre regândirea priorităților și mai puțină lumea era interesată de dezvoltarea antreprenorială. Iar ce ține de cele interne, inițial a fost mai greu să ajungem către beneficiari și către publicul țintă, ținând cont că hub-ul a fost nou creat și ne-a trebuit un pic mai mult timp ca să-l promovăm, să-l aducem în vizorul tinerilor antreprenori. Însă ulterior, chiar și acum, ne vine deja mult mai ușor să interacționăm cu ei, pentru că am trecut de această etapă și deja au încredere în hub și în serviciile lui. Știm cu toții că sustenabilitatea proiectelor este așa, totdeauna incertă. Dacă aveți un plan sau o strategie, cum să continuați activitățile după proiect? Într-adevăr, acesta este probabil că subiectul la ordinea zilei pentru toate organizațiile non-guvernamentale, dar și centrele nou create, inclusiv hub-urile antreprenoriale. Noi suntem recunoscători că pe parcursul proiectului implementat de Fundația Est Europeană am avut ocazia de a beneficia de activități de instruire, inclusiv în fundraising, în atragerea de surse financiare suplimentare pentru dezvoltarea hub-ului. Totodată am beneficiat de mentorat din partea partenerilor de la Centrul Contact și Asociația Businessului European, care ne-au ajutat în primul rând să creăm un plan de fundraising și să includem acolo diferite activități care ne pot ajuta în sustenabilitatea hub-ului, dar în același timp ne-au și mentorat. Noi, într-adevăr, am reușit pe parcursul anului să creăm mai multe servicii pentru tineri. Inițial, iarăși, pentru a obține o mai mare încredere, avem acum un portofoliu mai bogat de servicii gratuite, însă cu timpul și deja pe parcursul acestui an și următorului, tindem să creăm mai multe servicii contra cost. Da? Primul dintre ele ar fi spațiul de coworking, pentru că dispunem de un spațiu pe care intenționăm să-l amenajăm pentru ca tineri antreprenori, dar și alți potențiali beneficiari să beneficieze de acest spațiu de coworking, după care vrem să mai includem încă câteva servicii ce țin de vizibilitate, promovare și marketing, iar cel de-al doilea să fie legat de ajutor și consultanță în elaborarea planurilor de afacere și accesarea de fonduri străine. Iar pe lângă asta, iarăși continuăm să scriem propuneri de proiect și formulare de cereri de grant către alți donatori care ar fi cointeresați să susțină activitatea hub-ului. Ok, eu îți mulțumesc foarte mult, vă doresc succes și chiar mi-aș dori ca să activați și în continuare, necătând la faptul că aveți sau nu proiecte, să găsiți poate alte fonduri suplimentare, de exemplu, nu știu, companii mari care ar dori să susțină tinerii antreprenori sau potențiali antreprenori și să avem o societate prosperă, pentru că asta ne dorim cu toții, investim în tineri, să avem un viitor frumos, dezvoltat și bunăstare aici, acasă. Mersi tare mult! Cu mult drag, cu siguranță așa va fi, mai ales ținând cont că suntem la finele concursului de granturi destinat tinerilor antreprenori, în care am putut să identificăm dintre cei inițial 200, după care au trecut prin multe, multe etape, 14 tineri antreprenori care au obținut grantul în valoare de 2000 de euro și deja făcând conexiunea cu ei și cu mediul lor, cu networking-ul lor, putem deja să accesăm și noi oportunități prin intermediul partenerilor privați. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție și le urez mult succes tuturor colegilor noștri din cadrul celorlalți
alte hub-uri în realizarea tuturor obiectivelor pe care le au, iar Fundației Este Europene multă inspirație în continuare pentru crearea activităților și programelor de dezvoltare a tinerilor antreprenori și nu doar. Mulțumesc foarte mult!